Compania Națională de Investiții, din subordinea Ministerului Dezvoltării, a scos la licitație la sfârșitul lunii iunie construcția noului stadion din Hunedoara, investiție cu o valoare de 209 milioane lei. Suma include proiectare cu o durată de 6 luni, asistență tehnică, lucrări propriu-zise de construcție de 22 de luni și 5 ani de garanție a lucrărilor. Ofertele au fost deschise luni, 7 august, însă a fost depusă o contestație la Consiliul Național de soluționare a contestațiilor de către o firmă care a participat la licitație. Deschiderea ofertelor ar fi trebuit să fie în data de 7, dar a fost întârziată de o contestație la CNSC a uneia dintre societăți care au dorit să participe la licitație. Informațiile le am de fapt de la Compania Națională a Investițiilor, pentru că ei se ocupă de această licitație, Primăria Hunedoara neavând nicio pârghie în sensul acesta. Știam că atunci a fost suspendată vreo 20 de zile licitația. Probabil undeva la finalul lunii august se vor deschide ofertele, după care începe analiza ofertelor din calculele mele, care evident nu sunt oficiale ca ale CNI-ului. Cred că undeva la finalul lunii octombrie ar trebui să se semneze contractul de proiectare tehnică și execuție. După finalizarea acestor pași, cei care se vor ocupa de proiectarea tehnică vor avea la dispoziție 6 luni și abia după aceea vor demara lucrările la noul stadion din Hunedoara. Conform studiului de fezabilitate realizat, noul stadion va avea în jur de 10.000 de locuri, toate pe scaune, spații de cazare pentru sportivi, restaurant, cantină, coffee corner, parcări subterane și supraterane, sală de fitness multifuncțională, instalație de nocturnă, tabele electronice de marcaj și ecrane gigant și o suprafață de joc cu iarbă naturală, cu încălzire și drenaj, fiind o arenă clasificată în categoria 4 a UEFA, eligibilă pentru organizarea unor competiții europene.